În data de 2 octombrie sărbătorim hramul bisericii noastre, ruga bisericii. Liturghia va fi de la ora 13 în ambele limbi, atât în limba română cât și în limba maghiară. Anul acesta încercăm să organizăm hramul în modul tradițional. În ultimii 2 ani, din cauza pandemiei, acest lucru nu a fost posibil. De aceea, dacă vremea ne va permite, atunci, înainte de liturghie, în jurul orei 12:30, cei îmbrăcați în port popular, cu muzică, vor merge în centru și vor invita oamenii la sărbătoare. De la ora 13 începe Sfânta Liturghie, iar după liturghie va fi un mic program cultural și un agape simplu.